aritmia cardiacă reprezintă o dereglare a ritmului cardiac normal, fie spre bradicardie, fie spre tahicardie. Deci bradicardie este o încetinire a ritmului cardiac, când noi avem pulsul foarte mic, mai jos de 60 de bătăi, 50 de bătăi chiar uneori. Tahicardie reprezintă o accelerare excesivă a ritmului cardiac, când pulsul este 120, chiar uneori 150 sau chiar și 200. Într-o dimineață m-am trezit cu bătăi foarte puternice de inimă. Mă nădușam, mi s-a stupat urechile, amețeam. Pe urmă am fost la cardiolog, mi-au făcut analizele, mi-au spus că am aritmie. Simptomele pe care le reprezintă pacientul care are aritmie pot fi absolut diferite. De la o dispnee pronunțată sau la efort fizic mare, mic, moderat, palpitații, bătăile regulate sau neregulate și rapide ale inimii, amețeli, vertij, senzație de greață, pierdere de cunoștință când pacientul are o bradicardie. Complicațiile aritmiilor sunt foarte grave. Ictusul, tromboembolie pulmonară, chiar uneori și până la deces. Atunci când se confruntă cu aritmie, pacienții descriu senzația ca pe o fluturare în piept sau ca un galop al inimii. Dacă vorbim despre aritmie, noi trebuie să cunoaștem și câte ceva despre sistemul citoconductor al inimii. Acest sistem seamănă cu o stațiune de electricitate care are un prim departament, care e cel mai important, și pe urmă subdiviziunile. Aritmiile pot să apară în momentul când stațiunea principală este prea lenoasă și dă foarte puțină energie, atunci bătăile inimii scad și survine bradiaritmie. Dar dacă stațiunea principală de electricitate este foarte darnică și ne dă foarte multe impulsuri, energie, atunci survine tahicardie. Un alt tip de aritmie este greu de explicat, dar ușor de arătat. Închipuiți-vă că pe lângă stațiunea asta centrală de electricitate au mai apărut niște sucursale care într-un fel concurează cu oficiul principal. Atunci apare dereglare de ritm și pacientul simte bătăile aritmice. Deci inima este un mușchi care are propria sa rețea electrică. Cauzele apariției aritmiilor pot fi divizate în două grupuri, cele cardiace și non-cardiace. Din cele non-cardiace putem numi afecțiunile sistemului nervos central, cum ar fi stări anxioase, de exemplu, patologia glandei tiroide, hipotiroidie, hipertiroidie, tireotoxicoză. Dacă vorbim despre cauzele cardiace, noi putem spune despre hipertensiune arterială, cardiomiopatiile, dilatative, hipertrofică, cardiopatie ischemică, ateroscleroză. Uneori aritmiile pot apărea din cauza dereglărilor congenitale, adică cele cu care omul se naște, a sistemului excitoconductor, de exemplu, căile adiacente. Pentru diagnostic corect și complet nu sunt niciodată suficiente simptomele descrise de pacient, modul cum le resimte sau condițiile în care apar și se opresc palpitațiile. Întotdeauna sunt necesare investigații suplimentare pentru a afla cu ce fel de aritmie ne confruntăm. La moment avem foarte multe metode, începând cu electrocardiogramă simplă, continuând cu electrocardiogramă Holter, care este o înscriere a ritmului cardiac timp de 24, 48, 72 de ore. Holterul reprezintă un aparat portabil, când pielea cu toracice, se înclie electrozii, pacientul face activitate cotidiană un timp anumit, după care electrocardiograma este descifrată de către medicului. La fel este o metodă care numește loop recorder. Aceasta este o metodă asemănătoare cu Holter, dar dispozitivul este implantabil, se implantează sub piele și pacientul poate să-l poarte mai mult timp. De exemplu, o lună, un an chiar. Tratamentul depinde de tipul și de severitatea aritmiei. Variantele de tratament includ medicamente, modificări de stil de viață, terapii invazive, dispozitive electrice sau intervenția chirurgicală. Noi putem propune pacientului restabilirea ritmului cardiac prin șoc electric, metodă care se numește cardioversie electrică. Dacă aritmia apare din nou, atunci noi propunem pacientului sau controlul frecvenței cardiace sau controlul ritmului prin aplicarea metodelor de electrofiziologie, ablație sau prin criobalon sau cu radiofrecvență a focarelor ectopice. Una din cele mai sigure reprezintă intervenția chirurgicală, cum ar fi ablația venilor pulmonare în timpul operației deschise.